Bună seara, sunteți la Decryptaj, sunt Ovidiu Nahoi, ne auzim la prima ediție de Criptaj din anul 2019, prilej cu care vă urez să aveți un an bun, așa cum vi-l doriți, un an cu cât mai puține evenimente neplăcute și cu cât mai multe evenimente plăcute, așa cum vi-l doriți. Intrăm puternic, intrăm în forță în noul an care începe cu președinția română a Consiliului Uniunii Europene. Și vom comenta asta, vom comenta și perspectivele anului european 2019 cu Radu Magdin, analist și consultant politic. Radu Magdin, bun venit la RFI, prima emisiune din 2019. Cine v-am găsit, vă mulțumesc, la mulți ani europeni. La mulți ani europeni chiar avem nevoie de urări de bine pentru Europa la acest început de an. Se anunță un an tumultos în plan european. România preia frâiele Consiliului, dar observăm uh, cu toții și nu cu plăcere că România începe această președinție cu o presă extraordinar de proastă, cum nu a mai avut uh, de mult. În ultimii ani, jurnaliștii, și mă refer acum la publicațiile serioase, Financial Times, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Liberation, publicații mari, um, începuseră să vadă cu alți ochi România. Vedeau o creștere economică, descopereau locuri interesante din România, orașe cool, descopereau industria IT, descopereau o emigrație română de bună calitate, bine calificată. În fine, vedeau și lucruri pozitive și încă foarte multe legate de România. Deodată presă extrem de proastă. Cum îți explici la domnul sunt mai mulți factori aici din punctul meu de vedere. spune asta ca persoană care a locuit mai mulți la Brusești și care a interacționat din 2007 încoace foarte des cu presa străină. O parte ține de factori interni de la noi, o parte ține de factori externi și de context. Să începem cu factorii interni. În momentul de față, a spune că în ultimii doi ani am avut foarte puțină preocupare față de imagine externă. Preocupare față de imagine externă înseamnă și faptul de a te întâlni și de a discuta relativ des cu presa străină. Indiferent că vorbim de corespondenții străine, de la București, de visiting de oameni care vin periodic în misiune la București pentru o anumită poveste locală sau regională, sau indiferent că vorbim de întâlniri cu presa străină cu ocazia unei vizite de stat la Paris, Berlin, Londra, Bruxelles, întâlniri de la Bruxelles și numai. Din această perspectivă, um, normal că Neavând o strategie clară de promovare, de imagine, neavând un narativ acasă și promovabil afară, tot ce s-a auzit de porma nemulțumirilor și agitației politice de acasă a fost reîntoarcerea la paternurile pentru care România a fost cunoscută în trecut, ce anume a se reîntorc la o țară coruptă, a redevin o, o, o țară care este disfuncțională din punct de vedere politic și tot așa, cu eventuale e, elemente periodice de incompetență, să Așa, asta ar fi un element nou uh, pe piață. Deci, să intrăm într-o logică de anterioară în care era mai degrabă o țară coruptă, în momentul de față lumea începe să se gândească dacă o parte de oameni sunt competenți. Cred că sunt întrebări pe care și cetățenii români și le pun. Asta este, uh, asta este o altă chestiune. Legat de logica în care funcționează presa străină, cred că și de factorii externi, cred că aici ține iarăși oarecum de educația lor noi și de a înțelege cum să se muleze la anumite trenduri sau tendințe externe, că de exemplu poți face parte din conversația europeană, din jocul european de idei, că vorbim de o zonă editorială de interviuri sau anume, dar asemenea momente pur și simplu, pentru asemenea momente nu există apetit. O să vă dau un exemplu, uh, indiferent că vorbim la nivel de premier, președinte, ministru de externe, alții, uh, relația cu media străină e de mare parte la noi pasivă și, um, și defensivă. În sensul de în că care... Așteptăm să scrie ceva și reacționăm. Să scrie ceva sau să ne caute cineva sau încercăm după aceea să dăm o replică după ce nu ne-am întâlnit sau după ce și în istorie. Um, nu au conseasă storiuri bune dacă nu ai o strategie proactivă de relaționare cu presa străină și de, dacă nu e pregătită din timp um, um, narativele. Totodată, unul dintre motive pentru care, um, în momentul de față, guvernarea București are o problemă cu presa străină este faptul că, tradițional, în România, intelectualitatea a fost de dreapta, nu a fost de stânga. Nu că PSD-ul ar fi de stânga, este, în momentul de față, mai degrabă, un partid conservator. Asta e o discuție E un, e un partid foarte bun, conservator bun, care, să spunem, uh, în momentul de față uh, păstrează păstrează anumite măsuri de stânga, însă, normal și oamenii cu care interacționează presa străină, analiștii, zone de societate civilă, alți ariști, aici părerea mea este că, din nou, PSD-ul arată că o vulnerabilitate la capitolul intelectualitate. Deci, cred că a, și asta contribuie ulterior prin citări, în felul în care, pentru că fiecare ziarist străin, eu nu... Uh, El își caută niște surse, susse, când oameni, România, oameni, da, oameni de încredere, citabil, analiști, exact, e, oameni citabili, pe baza căreia, din discuțiile cu toți acești oameni, încearcă să-și formeze o opinie. Sigur că de multe ori, înainte să vii la un story, ai deja, să sune așa, o direcție, dar direcția asta se poate schimba. Dacă un număr suficient de mare de interlocutori vin și se explică, știi, poate că percepția ta la distanță nu este apropiată, nu este cu -a adevărat consecvente cu ceea ce se întâmplă în local și, în general, presa străină se asigură și tot timpul încearcă să părea, chiar dacă, să spunem, 3-4 citate împotriva cuiva, indiferent că guvernează, încearcă să caute și o citabile, tocmai pentru a avea o, o poveste cât de cât echidistantă. De Ori, în contextul în care nu a existat un dialog, normal, majoritatea poveștilor au ieșit pe măsură, pe măsura interesului. Deci, toți acești factori sunt puse în calcul, plus să nu uităm separat de asta în funcție de nișa fiecărei publicații, contează foarte mult ce se întâmplă. Că, de exemplu, dacă ești o publicație economică, da? Te uiți la o țară și în perspectiva acțiunilor, nu doar a discursului. Da? De exemplu, să spunem, dacă România ar fi făcut mai multe ipo să spunem așa, deci lister pe bursă, um, um, cum a face Polonia sau cum au făcut alte, uh, alte țări în regiune, e de mai mare interes economic în momentul cu pricina. Și sigur, Financial Times zice, uite, o țară care încearcă să strângă capital extern, încearcă să facă și mai multe lucruri. Dacă știrile care vin dinspre România sunt mai degrabă în sensul înainte de Crăciun s-a întâmplat ordonanță, chiar dacă anumite aspecte pot fi populare intern, să spunem că o parte dintre români. Nu o simpatie deosebită, legitimă sau nu față de bănci. Ok, câștigi voturi intern, dar nu ai cum să te lau de presa economică pentru anumiți pași făcuți pe ultima sută de metri și schimbare de regim fiscal începând cu 1 ianuarie. Deci, toate aceste ingrediente au contribuit la un val negativ fără precedent. Deci, combinația de lipsă de interes, de interacțiune. Valul majoritar intelectual în momentul de față în România, care este, nu este deloc favorabil majorității parlamentare, din mai multe motive și asta. Deci, este o combinație și faptul că, sincer, politica externă nu a primat ca și preocupări. Ar fi putut avea o presă mai bună, dar poate întrebarea inițială ar fi fost: ar fi fost interesați? Ar fi fost interesat dacă și mediul ar fi fost de-a natură. Eu cred că încet, încet România a depășit, cel puțin pentru o parte a audienței, logica în care exista o jenă în momentul în care apărea ceva în presa străină. Știm bine pentru că parcursul european a României a contat foarte mult în perioada preaderare și ulterior, în bun după da, aderare. Da, și ne interesa orice... orice semnal negativ. Ce spune. Și câteodată generalizam, de exemplu, de să spunem că era un story în Der Spiegel și în momentul respectiv titlurile erau la preluare, presa germană critică sau presa germană spune. Um, adică a existat un apetit inclusiv pentru audiența din România, în sensul ce cred ceilalți despre noi. Cu timpul, a spune că românului pasă mai puțin în ansamblul său, și aici. A guvernarea are un avantaj, pentru că dacă audienței îi pasă mai mult de un anumit canal, atunci sigur jena față de ce ar putea apărea acolo este mai important. Dacă nu pasă atât de mult și este mai interesat de anumite canale interne, atunci sigur consecințele sunt mai mici. Um, da, bun, consecințe în plan intern, dar consecințele pentru în, situația României, consecințele să spunem, în plan real și nu în plan Sunt un în plan real foarte multe și, pentru toți. Un exemplu concret, exportatorii români. Să spunem că suntem într-o competiție de servicii sau de produse globale. Chiar suntem, nu doar să spunem. Pentru anumite produse sau servicii contează reputația țării. Hai să spunem că dacă, de exemplu, ai agitație politică în țară, dai un grâu de bună calitate pe care îl trimiți în Orientul Mijlociu, nu e o Merge. problemă în Orientul Mijlociu că trimiți, nu se schimbă doar pentru că se certă Iohannis cu Dăncilă, nu se schimbă calitatea grâului pe care îl primește, nu știu, pe care îl primesc Emiratele Arabe, de exemplu. Da? Nu e o problemă. Dar dacă, de exemplu, să spunem, ești în consultanță și intri în competiție, să spunem, cu un consultant uh, polonez, ungur uh, sau bulgar, pentru un anumit produs și el va să uite la imagine, o să se gândească așa. Ce am auzit eu în ultima lună, două, trei, cu priela la România? Acitație, oh. nebunie, corupție, chestii. Și asta vreau, nu vreau, mă trage și pe mine în spate, pentru că s-ar putea să creeze dubii în mintea celui care cumpără anumite servicii sau produse cu privire la calitatea brandului dincolo de calități umane sau punctuale de firmă sau nu numai de asta. Da, în domenii din acestea sofisticate contează, contează, contează mult. reputația. Normal, pentru că, De exemplu, de ce cumperi ceva din Singapore și nu din Sri Lanka? Pentru că ai auzit la știri de-a lungul timpului că Singapore este un fel de oraș, stat, uh, campion modern, modern vezi imagini din când în când acolo și zici, wow, uh, poate că ai văzut și un film recent la, la cinema uh, cu privire la, la dinastiile bogate de acolo. Și la Sri Lanka ai auzit mai degrabă, mai degrabă n-ai auzit, s-au auzit chestiuni legate de tamir, Lupte interne sau alte chestiuni din trecut. Nu spun asta pentru a complimenta sau nu uh, o țară, tot respectul pentru Sri Lanka sau alte țări, fiecare țară are calități și și dezavantaje la capitolul imagine, însă imaginea contează, percepțiile contează. Mă de și problema este următoarea, dacă lași suficient de mult anumite percepții să se acumuleze, după aia poveștile se scriu din povești. Adică pentru că fiecare ziarist își face după aceea un, o cercetare cu privire la țara cu Și dacă eu dau, de exemplu, search cu Romania, Rumanii, Rumanien sau tot așa, în Google, Punct .com, punct, punct .d, să spunem așa, și văd o serie de povești mai degrabă negative, ce înțeleg eu? Înțeleg că mai degrabă situația este negativă. Nu spun că neapărat atribui situația respectivă cuiva, poate că nu am un partipri față de o anumită tabără sau asta, dar vreau, nu vreau, opiniile contribuie la formarea altor opinii. Deci, ca să o stăvilești un val mediatic, trebuie să te poziționezi cât mai la timp, însă, din păcate, noi acum asta mai degrabă într-o zonă tactică, Totul pe ultima sută de metri și ultima sută de metri înseamnă și consecințe. Indiferent că vorbim de o invitație la un anumit eveniment cu confirmare până pe 8 și invitația vine pe 9 uh, sau de altă de chestiune. De, de, de deci sunt mici detalii care contează și care imprimă o direcție unei percepții puternice. Sunt la de Criptaj, sunt Ovidiu Nahoi, Radu Magdin, analist politic și consultant politic este... Împreună cu noi, în prima ediție de criptaj din acest an, am vorbit puțin despre presa proastă cu care începe România, președinția Consiliului Uniunii Europene, despre motivații și despre ceea ce s-ar putea face. Extindem un pic privirea către Uniunea Europeană, către provocările care stau în fața anului european 2019. Vor fi și alegeri. Tot uh, pe serviciul nostru, ca să zic așa. În uh, luna mai vor fi alegeri pentru Parlamentul European și forțele politice uh, par să se regrupeze, um, cel puțin uh, în zona, să spunem, uh, populist-eurosceptică, și asistăm, iată, la crearea unei, uh, poate axă e un cuvânt mult prea dur, dar unei relații strânse între Roma și Varșovia, două guvernări conservatoare, două guvernări cu accente populiste, se pun împreună pentru, spunea, a construi o nouă Europa. Să-l auzim pe colegul meu, Cosmirus Cior, descriind puțin ceea ce se petrece între Varșovia și Roma acum, și după aceea, Radu Magdin vom comenta. Salvini, care e de asemenea vicepremier și liderul grupării de extremă dreapta Liga Nordului, a călătorit ieri în Polonia pentru întâlniri strategice cu membrii partidului aflat la guvernare, lege și justiție. Cele două formațiuni au viziuni similare anti-imigrație, anti-musulmani și eurosceptice. El a declarat într-o conferință de presă comună cu ministrul de interne al Poloniei că Europa care va ieși la iveală după alegeri ar putea aduce o renaștere a valorilor europene și o distanțare de Europa condusă de birocrați. Ministrul polonez a lăudat strategia fermă împotriva imigranților a lui Salvini, care a inclus măsuri precum închiderea porturilor italiene pentru navele de migranți, adăugând că cele două țări au scopuri comune, precum întărirea granițelor. Salvini a menționat pentru prima dată ideea unei rețele europene a partidelor naționaliste la doar câteva săptămâni după ce a format un guvern de coaliție cu Mișcarea 5 stele în iunie 2018. El a format deja un parteneriat cu liderul de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, cei doi declarând la o conferință de presă la Roma în octombrie că alegerile europarlamentare vor aduce o nouă eră a bunului-simț. Formațiunile naționaliste readucând valorii mândria și demnitatea pentru muncitorii obișnuiți. De asemenea, partenerul de coaliție a lui Salvini, Luigi Di Maio, a anunțat că pregătește un manifest pentru alegeri, alături de grupările populiste europene, care au aceeași viziune cu Mișcarea 5 Stele. Tot el a făcut apel săptămâna aceasta la Mișcarea Vestelor Galbene, care a organizat proteste antiguvernamentale în Franța începând din decembrie, să nu renunțe și a afirmat că Mișcarea îi amintește de spiritul care a dat naștere. Mișcării 5 Stele. El plănuiește de altfel să se vadă cu mai mulți activiști ai vestelor galbene în următoarele zile. Totuși, această tentativă de a aduce sub aceeași umbrelă formațiunile radicale din întreaga Uniune Europeană nu are prea multe șanse în ochii analiștilor. Salvini are aceleași sloganuri ca formațiunile de dreapta din Europa, dar strategii diferite. Așa că mă întreb dacă ar avea cu adevărat putere într-un nou Parlament european a comentat Matia Diletti, profesor de științe politice de la Universitatea Sapienza din Roma. A fost colegul nostru Cosmin Ruscior cu o privire asupra noi linii de cooperare în Uniunea Europeană între Roma și Varșovia. Radu Magdin, cum vezi această coagulare Înspre zona conservatoare eurosceptică. Aș spune că mai toată lumea începe să testeze diferite alte rețete. Aș um, pune pe radarul ascultătorilor noștri două lucruri fără precedent în ultimul an. Um, care Calendaristic, să spunem, din ianuarie anul trecut până în ianuarie anul acesta. E pentru prima dată când um, statele au început, la nivel de oficiali, să se jignească între ele în Europeană. Nu cred că am fi văzut n-am uh, -am fi așteptat acum câțiva. Am ani să pe Franța să vedem, puternic, exact, și din Polonia, să, și din exact. Italia. Să vedem un ministru de externe polonez care se spune despre Franța că este omul bolnav al Europei, un epitet făcut pentru Imperiul Otoman, acum uh, 100 și ceva de, de ani. Uh, nu credeam acum câțiva ani să vedem anumite formațiuni politice. Dintr-o țară care să încerce efectiv să intre într-o altă țară și să apropo de anumite granițe care s-au trecut uh, din punct de vedere al respectului reciproc între state și să creeze acolo opțiuni politice sau să spună simpatizez cu o anumită cauză. Am văzut acum câțiva ani într-adevăr o creștere și o finanțare pe filier rusească dovedite ulterior anumitor partide de extrema dreapta, dar nu am văzut cu adevărat na? cineva care pe față să vină să spună uite, sunt fericit că ai manifestanți și chiar vin să discut cu o parte dintre ei și să-ți organizezi ca să-ți creezi probleme. Sigur că jocul este mult mai complicat. Jocul este este în primul rând de legitimitate. E un joc legat de alegerile din mai sau e nu mai doar mult? de alegeri, este un joc paneuropean de ascendent moral slash demonizare și de putere. În sensul în care s a acumulat suficient de multe tensiuni în momentul de față pentru ca o serie de capitale să spună noi înțelegem că teoretic există un motor franco-german, dar practic Vă spunem că nu o, să facem, nu o să facem în esență ce ne spuneți voi. Sau dacă cumva e ceva care nu ne place și ne vom invoca un dublu standard pe chestiune cu pricina. Că, de exemplu, care este în momentul de față una dintre uh, marile probleme contencioase în momentul de față? Ce faci cu 3% buget, da? Și dacă, și dacă, de exemplu, Italia e ținută de 3%, atunci și Franța trebuie să fie ținută de 3%, sau și Germania trebuie să fie și România, și, mă rog, o state, prioritar state din zona euro, dar vedeți că și noi avem acest reper și de noi 3%, am aderat, dar, exact, prin, la, standardele la... cu pricină. Dar, uh, și Va fi foarte interesant dacă noi românii știm în următoarele șase luni. Eu am încredere totuși în acest spirit tactic uh, românesc și această flexibilitatea noastră. Paradoxal faptul că nu avem anumite ancore ideologice puternice s-ar putea să ne fie de folos. De ce? Pentru că, de exemplu, acum uh, Polonia este puternic ideologizată. Ungaria, mai puțin ideologizată, dar strânsă din ce în ce mai mult în pumnul lui Orban lui și stă spate-în spate cu Polonia pe o serie de dosare europene ca și Front Comun, pentru că își dau seama că altfel nu au tracțiune suficientă în a mișca anumite lucruri. Natura, apropo și de dubile exprimate de profesori italiani, eu sunt de acord cu el. Natura formațiunilor, sub, sau haideți să o luăm altfel, sub umbrela populistă poți spune pe foarte multă lume. Sunt de foarte asta, diferite. De asta nu, exact. De asta nu înseamnă că ei automat se vor înțelege între ei. Unii sunt mai de populisto-stângiști, alții sunt mai populisto de dreapta. Că, de exemplu, Movimento 5 Stele poate că ar avea o chimie mai degrabă cu Gilles Jean, cu, Mélenchon, cu, cu, cu alții. Nu spune neapărat că Salvini care pune anumite probleme elitiste între nord-sud și altele în Italia. E adevărat că joacă bine politic-local pe baza frustelor acumulate, dar nu aș spune că interlocutorul primar pentru Gilejan a fi mai degrabă să vină, ci poate movimentul 5 și, stele. Și mai e ceva, no, Radu din în no. povestea asta. Polonia, iată Partidul Lege și Justiție, da, alături de Mișcarea 5 Stele, pe cale de consecință și alături de Frontul Național, că mișcarea mișca, bă, Liga este alături de Frontul Național, iată o, o chimie foarte interesantă, pentru că avem, pe de o parte, prietenii Rusiei din Occident, da. Liga și în, 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 în mișcarea lui Marin Le Pen în Franța, care nu ascund lucrul ăsta, da. nu-și ascund simpatia Așa. față de Putin, și, pe de altă parte, lege și Justiție, care a venit la putere. Tocmai cu narativul că liberalii de fapt din Polonia ar fi avut o înțelegere cu Rusia, cu accidentul de avion și așa mai departe. Deci au clădit această teorie a conspirației și au venit să spună noi curățăm țara de oamenii rușilor. Păi cum vine asta? Așa este, se întâmplă lucruri foarte ciudate ca să vă simt un cuvânt diplomat. E adevărat că și structural în funcție de țară și clasă politică există mai mult sau mai puțin un apetit geopolitic într-un sens sau altul. De exemplu, a spune că în general în Franța și în Italia, spre diferență de noi estici care vedem e, pericole securitare prioritar la granița, e, la granița cu Rusia, Marea Neagră, aceasta, Franța și Italia niciodată din punct de vedere istoric nu și-au pus problema că Rusia este problema noastră. Iau alte probleme prioritar securitare din sud. E, da, în automat... Polonia, exact, altfel. ei cu lejeritate tratează relația cu Rusia și o privesc, o privează strict din perspectiva business. Merge sau nu business cu Rusia? Facem pentru companiile noastre ceva sau nu? Embargo, neembargo, e viabil, nu e viabil? Până la, Europa, până la urmă, Europa s-a pus de acord și pe ideea de bază că Rusia trebuie sancționată pentru încălcarea dreptului internațional, apropo de ceea ce se întâmplă în, în Ucraina. Deci a fost până la urmă un acord pe zona aceasta. Până și Ungaria, care joacă foarte aproape cu Rusia, n-a avut de ales, a mers la pachet cu, cu, cu restul Europei pe renoirea sancțiunilor. Însă, într-adevăr, în momentul de față sunt. Se, mai degrabă, singura chestie care lagă o serie de partide din Europa este lipsul, lipsa de apetit pentru creșterea integrării europene. Deci, dușmanul este mai degrabă mai mult Europa. Uh, întrebarea de bază este. Ce faci, putem face noi, România, care ne asumăm tema coeziunii? Cum putem pune noi la masă tabere care încep să se să vorbească din ce în ce mai tare unele cu altele? Și cum putem face Europa să avanseze, mai ales în context de Brexit? Ei spun um, că pun la cale o nouă Uniune Europeană. Da. Cum ar arăta această nouă Uniune da. Europeană? În definitiv. Um, o Europa a națiunilor, a statelor-națiune, cu decizia dusă mai mult către state, e una din variante. Din cinci scenarii cele pe care le-a pus, pus, pus și un chiar pe masă. Acum, um, se rămâne de văzut. Cred că fie că ne place nou românilor sau nu, pentru că România tot timpul a spus ceea ce trebuie și în interesul național, și anume nu Europei cu mai multe viteze, fie că-ți convine sau nu, mai devreme sau mai târziu te duci într-o zonă în care. Singura variantă va fi ceva, o Europa cu mai multe viteze negociată în care cu toții să ne punem de acord care sunt variantele de viteze. De ce? Pentru că e posibil să apară un blocaj. Pentru că efectiv nu se pot reconcilia o viziune pro-integraționistă îmbrățișată să spune Franța, Germania, alte state cu o viziune care spune gata, ne oprim aici. Ne-am îmbrățișat suficient. Ba mai mult, mai facem și un pas înapoi. Și Poate chiar un pas înapoi. Deci din această perspectivă, clar, consens nu ai cum să scoți. Și nu -ai, ai cum să scoți nici supreștiinții română, finlandeză, croată, austriacă, bulgară sau asta. Deci nu. Am, am văzut astăzi un, 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 un titlu în media românească, la un ziar respectabil, pe care îl respect, dar nu cred că are dreptate la titlu cu pricina, în care spune Primul eșec pentru Dăncilă n-a reușit să pună de acord pe nu știu ce dosar. Nu cred, pentru că declarația premieră era în sensul în care, nume, nu credem că șase luni se poate ajunge pe acord politic. Vorbi nu înseamnă, de da, nu poți ca România pur și simplu să pui în cărca unei președinții orice chestie care iese sau nu iese pe timpul președinții. Nu înseamnă neapărat că trebuie să ne asumăm ca la ori toate, toate acordurile. Dar nu înseamnă nici că, de exemplu, când nu putem avansa în anumite dosare, e doar problema skills, uh, uh, calităților noastre diplomatici să nu Pur și simplu, anumite diferențe sunt ireconciliabile sau pe moment se preferă o, o amânare. Deci, Cred că avem nevoie de foarte multă educație în următoarele șase luni, de redescoperirea apetitului pentru externe și pentru lumea în care trăim. Pentru că vedeți dumneavoastră, una dintre probleme pe care le au mai multe față uh, conducătorii acestei țări este pentru că nu s-au preocupat anterior să facă educație românilor, să le explice despre marile politici, probleme europene și -au, uh, um, au preferat doar să facă din când în când o declarație după Consiliul European scurtă și la obiect președintele sau um, doar din când în când anumite declarații la nivel de ministru președinte. Este un vid în momentul de față în România. Și trebuie să avem mare grijă să nu umplem cu un parfum populist care să frustreze populația României, pentru că există o tentație cu o parte dintre comunicatorii din spațiul public român să punem în cârca Europei une, une, anumite păcate care nu au nicio legătură cu Europa. Deci, o uh, mare atenție, mai ales în timpul președinției, pentru că nimic nu este mai perfid decât să o trăvești o atmosferă pro-europeană într-o țară teoretic și practic pro-europeană cu niște mesaje anti-europene gratuite. Sunt la de Criptaj, sunt Ovidiu Nahoi, discutăm astăzi despre provocările anului european 2019, președinția României pe prima jumătate a anului, am vorbit și despre alegeri, și despre noua linie dură între Roma, Varșovia, dar și alte partide, formațiuni conservatoare, eurosceptice din Uniunea Europeană, împreună cu Radu Magdin, analist și consultant politic, Trecem puțin granița Uniunii Europene, dar nu foarte departe, în vecinătatea noastră, în Republica Moldova, într-o lună și jumătate, 24 februarie mai precis, au loc alegeri. Aveam tentația să spun alegeri cruciale, tot timpul alegerile din Republica Moldova sunt cruciale, până la viitoarele alegeri cruciale. Sunt mai cruciale decât altele, dacă pot să spun așa? Într-adevăr, tot timpul alegerile sunt cruciale, sunt cruciale și pentru România. Dar Republica, Republica Moldova a atât mai mult parcă întotdeauna. Așa despre... este, așa este și, din păcate, este greu, este greu, dacă și în România este complicat ce faci cu managementul speranței. Și eh, cu atât mai greu este în Moldova. Dincolo de această dihotomie care a fost practicată periodic înainte de alegeri est-vest, eh, cum întoarcem capul, rămânem spre vest sau ne întoarcem eh, și sub dominația Sunt alegeri dar cruciale, dar mereu uh, tendințele astea sunt 50-50. E foarte este. greu să știți țara aia. Lucle, sau lucrurile aia. sunt nuanțate, sunt mult mai complicate de atât. Ceea ce este interesant la alegerile din februarie Moldova este că vom vedea trei mari tabere Sigur că pot, pot mai exista și alte mici, uh, mici, să spunem așa, partide care aspiră la putere sau a face parte dintr-o coaliție guvernamentală, dar spune trei martabere cu trei mesaje diferite care nu răspund în niciun fel uneia sau alte dintre cele tabere. Ai, ai tabera uh, majorității parlamentare guvernamentale în jurul pdm care vine și spune am stabilizat țara 2016-2017-2018, avem creștere economică, va mări pensii, va mări salarii, suntem buni, merităm să rămânem. Ai o zonă de opoziție uh, pro-europeană, uh, uh, spune. A, care se ștampilează ca anti-oligarhică și vin și spun nu contează ce v-au spus ăștia mai devreme. Noi spunem că de fapt au pus mâna pe țară uh, și că este, că este stat capturat să vă regăsiți democrația, votați-ne pe noi. Și altă tabără care vine și spune, tabără din jurul președintei Dodon cu partidul său psrm de fapt o reconstrucție a ceea ce era pe vremuri PCRM-ul, pe Partidul Comunist al lui Voroni, chiar dacă PCRM-ul încă mai există și e posibil eventual la limite să mai intre în, în viitorul Parlament, care vine și spune, um, ok, a fost ce a fost în ultimul an, dar motivul pentru care încă trăiți prost este faptul că nu înțelegem bine cu Rusia. Hai să înțelegem bine cu Rusia, uitați-mă, văd des cu Putin, o să trăim bine, pace și prosperitate, o să luăm și de la Europa, eventual, dar o să trăim bine și cu Rusia. O să puteți vinde fructe și legume și în Rusia, muncitorii o să poată să lucreze. La, promit lapte și miere prin puparea iarăși cu, cu Rusia. După cum se zitați, sunt trei tabere cu diferențe ireconciliabile în momentul de față. Diferența mare între tabere și sunt și în funcție de finanțele fiecărei tabere și în funcție de puterea mediatică a fiecărei tabere. În funcție de, Aici de, guvernul de, 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 are da, clar un avantaj. Da, nici nu se discută. Deci pur, este o bătălie, aș putea spune, parțial disproporționată. Nu este total disproporționată de ce, pentru că întotdeauna um, se compensează aceste lucruri. De exemplu, uh, uh, PPU a fost foarte activ în Moldova și nu numai, și în plan european în sprijinerea opoziției pro-europene, pentru că de acolo sunt afiliate uh, acestei familii politice. Mai acum. Este Așa este deci alianța un, un sprijin există, fie, fie și politic. Cât de mult va conta acest lucru în alege efectiv vom vedea. Um, vrei, nu vrei, dacă te uiți pe sondaje, dincolo pentru că există și o serie de mitologii. Și în a spune că una dintre marile vulnerabilități are Moldovei comparativ cu România pentru că și în România se aduc în discuții periodic cifre din sondaje este faptul că eu spun uitându-mă și la legea anterioare 2014 sau alegerile locale de, de anul trecut una au spus sondaje și una s-a întâmplat de exemplu, uh, în sondaje uh, la locale altcineva trebuia să câștige. Inițial. La Chisino. Da. Uh, alegerile care nu au mai fost exact, validate. În, până la urmă. Exact. În 2014 uh, toate sondajele dădeau PSRM-ul sub 10-15% și PSRM-ul la 22% în 2014. Țin minte bine alegerile de atunci. Deci... Uh, e greu să spui pe baza sondajelor actuale asta va fi situația. Din punctul meu de vedere, văzând dinamica lucrurilor, nu cred că cineva va avea majoritate. Și acolo va interveni iarăși dinamica pentru că vom fi într-o situație britanică de, în, de, acum câțiva în 2010, hung parliament, da? un parlament blocat. Cine formează majoritate? Istoricul tragic al democrației în Moldova, democrației plăpânde în Moldova, este că la un moment dat cineva cumpără deputații. Cine va fi Cine va plăti prețul corect? Din, din toate punctele de vedere. de asta spuneam de managementul speranței, pentru că la un moment dat nici populația nu mai suportă mult să tot treacă din speranță în speranță, în speranță și speranță. Pentru noi este un cartof fierbinte, pentru simplu motiv că acest lucru se întâmplă în timpul președinției noastre. Și dacă câștigă alegerile socialiștii și ei vor încerca să formeze uh, majoritatea, în momentul respectiv nu va fi distractiv pentru România care speră în continuare că va exista o coaliție eventual pro-europeană la Chișinău. Pe altă parte, diferențele între tabăra care este la putere acum și opoziția pro-europeană, presupunând că amândoi ar fi cei mai, cei mai apropiați de zona europeană, sunt, par ce puțin precampanie ireconciliabile. Deci în momentul de față e foarte greu de imaginat orice fel de coaliție dacă fiecare rămâne la retorica sa din precampanie. Dar, sigur, după... Lu ducă lucrurile sunt flexibile, face... dar din nou și acolo vor interveni dezamăgiri, pentru că indiferent cine cu ce face campanie, o dezamăgire pe electoratele lor va exista. Situație complicată cu alegerile uh, din Republica Moldova. Atât pentru această seară cu Radu Magdin, analist și consultant politic. Am vorbit despre provocările anului european 2019. Vor fi mai multe provocări și le vom discuta aici la Decriptaj. Deocamdată atât pentru seara aceasta și vă aștept din nou joia viitoare. De acum am intrat în pâine, așa că să auzim numai de bine până atunci.